Bună seara, stăm de vorbă cu un alt membru remarcabil al juriului, este domnul Laurențiu Gondiu, compozitor de muzică clasică din Chișinău și cantautor. Cu ce impresii veniți să v-ați format după primele două zile, de fapt după terminarea concursului? Care sunt impresiile dumneavoastră? Încercarea de a face un concurs frumos în Botoșani a reușit în totalitate. Grație celor care s-au ocupat de acest concurs și celor care au oferit spații, care au finanțat. N-aș putea acum să aduc toate numele, că probabil nici nu le cunosc pe toți. Da, impresia generală m-a interesat. Despre concurenți, veniți pentru prima dată acum? Am mai pus la o ediție. La ediția precedentă? Se simte și o mișcare înainte, adică un număr mai mare de concurenți și poate și mai divers. Deși chiar și din prima ediție a fost un concurs frumos. Acum văd că acoperă niște zone ale României, în special concurenți. Poate au să vină și din mai departe, până ce cred că cele mai departate de zone au fost Clujul. Calitatea concurenților, a melodiilor interpretate, cum mi s-a părut? Melodiile interpretate, o parte sunt din repertoriu cunoscut, unele cântate cu mult suflet și m-am bucurat și faptul că au apărut compoziții pe versurile de Eminescu, tot mai bune, eu zic. Și din punctul de vedere al compozitorului de muzică clasică, au fost ceva nuanțe, să spunem? Au fost foarte multe aspecte. Am încercat să privesc din punctul de vedere a interpretării vocale și din punctul de vedere a unui șarm personal pe care l-au avut mai mulți concurenți și din punctul de vedere unde ar putea să crească acești copii, în ce gen de oameni de spectacol. Și vor putea să devină? Și din punct de vedere aranjamentelor muzicale, asta în special când a fost vorba de formație, adică ziua de astăzi. Foarte multe lucruri care, de fapt, noi ca membri a juriului trebuie să le punem cap la cap, să ne gândim cam... Și așteptăm și verdictul dumneavoastră de mâine. Dacă ar fi să dați un sfat organizatorilor, care ar fi sfatul pe care l-ați da pentru următoarele ediții? Să reziste, să continue și să facă... Cred că în rest îi cunosc mai bine. Și impresia moldoveanului de dincolo de Prut despre România de astăzi? Eu văd o Românie frumoasă. Chiar dacă trece uneori prin niște perioade mai grele, eu văd niște oameni frumoși care, atât timp cât este cânte, cât este dorința de a te exprima și dorința de a face frumos, nu poate. Țara va trăi. Mulțumim frumos! Și pe mâine! Vă mulțumesc!